Dragii noștri prieteni, am ajuns în împărăția Turmelor de Mioare, a ciobanilor ungureni. Suntem în localitatea Vaidien, județul Vâlcea, unde revenim de fiecare dată cu plăcere, pentru că, după cum știți, e o localitate cu tipic culinar deosebit. Și am întâlnit-o într-acest loc frumos pe doamna Flori Pătrușcă. Bună ziua, doamna! Bună ziua! Ca de obicei, o gazdă foarte primitoare. Da? Mulțumim! Și care are ce ne arăta aici în bucătăria dumneaei, deși nu prea e vreme frumoasă, stă să plouă. Noi avem o bucătărie de vară, unde vom găti la ce, vatră. Vom găti la vatră, la un tocan, o ciorbă de potroace, da? Pe care mama mea o gătea, mi-aduc aminte, de Crăciun. Că da, lumea atunci bea mult și era, da, nevoie de așa o ciorbă cu zeamă de varză. De reveneală, cum ar veni. De reveneală. Și împreună cu un tocan avem și pâine de casă făcută de noi și, da, pogăcele făcute pe plită. Da? Pe care să le mâncăm cu unt. Nu mai vorbim de brânză, de oaie, nu mai vorbim, da, de caș. Da, brânză de burduf. Brânză de burduf, așa. O să le vedeți pe toate în cadru. Avem și un magion de prune făcut așa la ceaun, la pirostrii, foarte, da, bune, cu prune de aici, din livezile de aici, de la Vaidien. Oricum, tocanul este vedeta, tocanul de oaie, aici se face altfel decât în localitățile de pe lângă și o să vedeți și de ce. Ne așteaptă o familie de ciobani de aici din zonă la bucătăria de vară. Haideți cu noi! Cam frig afară, dar ne-am așezat aici lângă corlată, lângă cunie, da? În spatele nostru sunt focuri pe care sunt așezate niște pirostrii, ceaune. Vă explicăm imediat ce e și cu ele, cred că bănuiți, da? Ni s-au alăturat cei doi, Marius și Alina, familia de ciobani ungureni care o să gătească efectiv astăzi, și în absurdul nostru popular de aici din zonă, Marius Sugulescu, care o să ne cânte, bineînțeles, pe decursul emisiunii. Masa este plină cu de toate. Nici nu știu cu ce să încep aici. În primul rând cu brânza. Doamnă, spuneți-ne dumneavoastră, acolo ce avem? Este o brânză de burduf, da, făcută la munte, la noi, la stână. Da, aici. Acolo este un caș de vacă făcut de Alina, acum proaspăt, azi dimineața. Proaspăt, se și vede că e proaspăt, da, aici, o brânză de acolo oaie. E o brânză de oaie mai veche, da, foarte bună, făcută tot la munte, din pajiștile astea ale noastre, cu de toate, cu floră montană. Deci e chiar bio, chiar nu ne lăudăm chiar că mâncăm bio, deloc, chiar mâncăm, chiar, da? Adevărat. Un sloi. Sloiul, v-am mai explicat și în alte emisiuni, este tocanul făcut conservă cu care plecau ciobanii pe munte și pleacă și acum pentru a-l consuma pe cărările de munte. Și în transfumanțe, cum vă spuneam și altă dată, conserva de bază a ciobanului. De bază. Acolo avem unt, nu? Unt, da, unt proaspăt făcut. Vedeți ce culoare are, cât de galben e. Pentru că e din lapte integral, nu e din lapte zmântenit, știți? Da, da. Și să continuăm cu produsele lactate, să spunem așa. Avem aici acriș. Acriș, făcut din lapte tot integral, lapte de vacă. Da. Este ca un iaurt, dar este cu lapte de la vacă, așa cum se mânge de la vacă. Așa se numește vacă. Zona asta, acriș. Da, acriș se acriș, numește, da, da. Celelalte se produse? Să se obțină, se pune covosală. Covosală adică e... din vechi, de la un acriș mai vechi, enzima. Se pune enzima, da. Da. Bun, avem acolo un magiun. De prune, de prune, făcut tot aici de noi, la ceaun. Da. Ce mai avem? Aici avem pogăcele. Pogăcelele de care ați vorbit la început, da. Da, da, da. Și credeți-mă, sunt calde. Sunt calde, da. Da, și o pâine caldă. Da. Pe lângă astea, o pastramă de oaie. Noatin, da. De noatin, da. 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 Trei produse de start, așa, din, da, pivnița vaidenilor. Așa, țuică de prună făcută aici, afinată cu afine culese de pe munte și o vișinată cu vișine din curte. Da.
Le-am prezentat așa în mare, bine, mai avem zacuscă de toate, dar murături, gel. Murături. Pe rapid, să spunem, o să prezentăm rețeta tocanului, care nu este deloc grea. Oaia sau noatinul, să spunem așa, care este mielul care a avut noroc la Paști, da. A scăpat, s-a mărit și acum merită făcut o cană. Și a găsit sfârșitul. Se taie bucățele mici și se pune în grăsimea lui, atenție, să fiarbă. Și se tot fierbe o oră, două, trei, depinde de cât de ce rasă e. Și nu se adaugă nimic, absolut nimic. Nici ceapă, nici roșii, nici nimic. Pentru că ciobanul pe vremuri nu avea aceste ingrediente fiind în zona de munte. Da, și o să mai facem, așa cum spunea doamna Florii, o ciorbă de potroace ca în zona asta, din găină de țară, o vedeți aici. Nu vă putem păcăli că nu e de țară, se vede. O ciorbă care trebuie să fiarbă vreo 3 ore. Da, pentru că se făcea pentru reveneală după chefuri mari și, da, și care necesită ceva tratament termic. Cu ce se acrește? Cu zeamă de varză? Cu zeamă de varză. Avem aici zeamă de varză. Acolo, da. Da? Și se pun multe legume. Le aveți multe pe aici. Legume, ceapă, da. Morcov, rădăcinoase, nici nu știu care cum sunt pe aici, pătrunjel, țeline, și țelină și păstrunjel. Am pus și de culoare puțină. Da, cromatica ardei, contează. Puțin, exact. Da. Da. Și pătrunjel. Da. Și se mai punea orez. Orez. Pentru noi avem însă destule legume și nu mai punem orez, nu mai ca punem. Să fim mai păstrăm, mai dietetic. Da, eu zic să-i dăm drumul, Marius. Că avem multă treabă. Sigur, avem multă treabă. Și ca să începem cu veselie, o să cânte Marius Sugulescu ceva. Bujor mândru din poieni măi, la 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 la. Sunt cioban din vai de ieni măi, la 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 la. Sunt cioban cu mândru nume, la 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 la. Și mi-e drag în astă lume, la 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 la. Mi-e drag să cânt și să joc, măi, la 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 la. Jiana pe lângă foc, măi, la 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 la. Și să strâng bățița-n brață, la 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 la. Păi să face dimineață, la 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 la. Sus la munte, la izvor, măi, la 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 la. Mă cheam al băciței dor, măi, la 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 la. La strunguța oilor, la 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 la. Sub cetina brazilor, la 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 la. Cât o fi vara de lungă, la 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 la. Pasturma de oi pe dungă, la 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 la. Iar când vremea s-o strica, la 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 la. Îmi las tâna și strunga, măi, la 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 la. Și cobor pe lăsătoare, la 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 la. Către vai de el la vale, la 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 la. Tocanul fierbe, fierbe de ceva timp, cât are? Da, are aproape o oră. Aproape o oră, da. Da. Cam cât trebuie să-l lăsat până la final? Depinde și după carnea care este, poate să fie da. Carne de miel, de noatin, de oaie. Da, da. De oaie un timp mai mult, de miel mai puțin. Da. Care e secretul? Secretul care să fie, se toacă carnea. Da. După ce am tocat-o, se pune seul. Jos, trebuie să fie, animalul trebuie să fie gras să trebuie iasă să fie tocanul gras bun. Ca să fiarbă carnea în grăsimea lui, în seul da, lui, da, seul de oaie. Da. Se pune seul, se topește seul în ceaun, după care se pune carnea. Da, și o lăsăm să-și ia fața acolo împreună, adică se frige un pic sau doar se fierbe? Să fierbe și după aceea punem o cană de apă, că altfel se prăjește prea repede și nu se face. Da, da. După ce a fiert o oră, să zicem, o oră jumate, două, el se limpezește. După ce s-a limpezit seul, e făcută și carnea. Trebuie să se limpezească zeama, da? Zeama, da. Și să scadă automat un pic. Scade. Da. Scade, după ce scade, s-a limpezit și este făcut. În tocanul de la Vaidene am observat că pe final se pun și măruntaiele. În da. Comparație cu da. Alte tocanuri da. Din alte da. Părți. Se pun și măruntaiele. Iată, deja începe să se fiarbă da. Și zeama
a început să prindă consistență cât de cât, da? V-am zis că în zona de munte nu se pune ceapă, nu se pune roșie, nu se pun condimente. Nu, nimic. În afară de sare. Sarea când se pune? Sarea se pune ultima dată, când e aproape făcut. Sarea, deci nu din prima. Nu. Da. Deci tocanul adevărat este fără niciun fel de legumă. Fără niciun fel de legumă și e gustos. De nu vă spun, doar atât trebuie ca noatinul sau oaia să fie grasă, să ai în ce s-o fierbi până la urmă. Exact. De când ești cioban? De când lucrezi în meseria asta? Lucrez de oarecât timp, să zic așa, de 15-20 de ani. 15-20 de ani. Și ai fost plecat cu oile peste tot. Am fost și la munte și la țară, în Dobrogea. În Dobrogea? Da. Ai găsit acolo pajești verzi și frumoase, da. Nu? Da, Dobrogea, Brăganu. Brăgan? Da. Le-am colindat. De câte ori făceai mâncarea asta? De câte ori se oferea ocazia, ocazia o făceam. Da. Da. Și când aveai și un pic de timp, că trebuie să stai lângă ea. Da. Da. Balmoșul mai îl făceam, îl făceam, îl congelam în sloi și... Da. Exact cum v-am arătat mai devreme, trebuie să mă lăsați să vă arăt. Aceasta este varianta conservată. Da. Se pune și rămâne, iată, cu grăsimea sub, carnea deasupra, și ăsta se încălzește sau se consumă chiar așa? Oile intra în humanță, nu mai aveai unde să-l încălzești, nu aveai timp, nu aveai și îl mâncai așa direct. Direct, da. Lăsai să se încălzească un pic la temperatura mediului, da? Și se consuma așa. Da, o mâncare care ținea omul în putere. Exact. Desăvârșim ciorba de potroace. Avem aici legumele, după ce am fiert acolo o găină întreagă, găină de țară, ați văzut-o, și și-a lăsat o supă extraordinară acolo. A căzut carnea de pe os și acum punem, după cum se vede, ceapă, morcov și celelalte rădăcinoase. Nu se mai vede măgura, da. Soapiți și bătătura, nu se mai vede măgura, Stâna mea albă ca neaua. Da, diferența față de ciorba de găină e că se face dintr-o găină întreagă ciorba de potroace la Vaideni și nu se pun roșii la final, nu se pune buion în ciorbă. Rămâne o zeamă densă, care dacă o lăsăm la rece se face cutie, e clar. Da. Da? Și zeama de varză îi dă un gust bun. Și un pic acrișor. Și un pic acrișor, da? De reveneală să fie. Da. Da, pentru că este grasă, sărată și cu gust intens de găină, găină de țară. Pe cărarea băcilor, la-la-la-la-la, și în urma cailor, la-la-la-la-la-la-la-la, stâna mea dintre izvoare, la-la-la-la-la-la-la-la-la, te las până la primăvară, la-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 la, când o ieși soarele, la-la-la-la-la, mângâind mioarele, la-la-la-la-la-la-la-la, pe cărările cu dor, la-la-la-la-la, către vârful munților, la-la-la-la-la-la-la-la. Hei! Hei, Marius Ugulescu, din Vaiden fiind, și-a petrecut copilăria la stână. Cum era? Adevărat, dar înainte de toate mi-a făcut o poftă cu tocanul și cu pastrama asta, îmi ploua în gură. Noroc cu doamna Florica, ne-a dat o țuică de apă. Da, bună, da. Bună de prună. Da. Bună că-i de prună. E bună că-i de prună, da. Și stând lângă foc, lângă tocan și lângă ciorba asta minunată, mi-am adus aminte de anii copilăriei, când tot lângă foc, la stână, da, puneam tigăița cu smântână și mestecam acolo. Tigăiță de aia cu trei picioare. Cu trei picioare aia. Da, mică, da. Da. În spuză acolo în chiar. În spuză. Păi așteptam să vină bâlciul de la Vaideni, da? Asta în iunie, ca să luăm tigăiță, să mergem la stână, să ne facem... Stăteai mult la stână odată. Păi stăteam toată vara. Toată vara, da. Da. Și când veneai acasă? Vai, când veneam acasă, vă dați seama, când intram în bucătărie și vedeam pereții albi, noi la stână aveam focul, vatra pe mijlocul stânii,
Și era totul negru, era totul afumat. Da. Când veneam acasă și venea albul ăla, te dureau și ochii, nu puteai să stai acolo, da. Și lăsau pe noapte ciobanii, acopereau cu cenușă jarul să aibă dimineața. Să aibă dimineața, da. Jar. Și vă închipuiți că tot ce era în aer, spuza aia... Până mesteca jarul, până era stâna plină de, da, de spuză și de funingine. Dar așa ne-am făcut mari. Așa v-ați făcut mari și ne-am făcut mari. Și n-am pățit nimic. Sigur, și era un cult al muncii atunci, pentru că pentru copii nu era nimic greu de făcut. Adică mergeau și ajutau la orice. Întotdeauna părinții ne găseau câte ceva de făcut. Nu exista te plictisești. Asta târziu, când ne-am făcut mari, ne-am dus la liceu, la facultate, da, am auzit și noi termenul de plictiseală. Da. Mergeam la stână, te plictisești cu asta. Dădeau, da, o funiuță, un topăraș și după lemne. Da. Păi trebuia să aducem lemnele pentru, măcar pentru o mămăligă pe zi. Da, da, da. Să ne, da, scoatem și noi mâncarea. Și acolo se făceau mămălici către roata carului, fără doar și poate, da, pentru că erau multe guri de hrănit. Păi nu se stingea focul în vatră toată ziua. Da, deloc. Toată ziua ardea. De, da, la încălzitul laptelui de dimineață până urdeau, până trebuia să facă mâncare la amiază. Da. Mămăliga, mai puneau un ceaun de ciorbă. Da. Tigăița lângă. Fără doar și poate. Asta am povestit-o pentru cei care s-au obișnuit acum cu smartphone-ul și nu mai pot fără ei. Și dacă s-a luat net-o cumva, se uită din colț în colț. Da? Dacă s-a luat net-o, nu mai știu să mai facă tot anul. Da-mi e dor de ce-am lăsat, la 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 la. De mult din sat îți plecat, de mult din sat îți plecat, dar mi-e dor de ce-am lăsat, la 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 la. De ulița pietruită, de ulița pietruită, și de casa îmbătrânită, la 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 la. De ulița pietruită, de ulița pietruită, și de casa îmbătrânită, la 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 la. Mi dor de muma bătrână, mi dor de muma bătrână, cum de retica la lână, la 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 la. Mi dor de muma bătrână, mi dor de muma bătrână, cum de retica la lână, la 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 la. Ne dădea nuci și dulceață, ne dădea nuci și dulceață, și struguri întinși pe ață, la 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 la. Ne dădea nuci dulceață, ne dădea nuci dulceață, și struguri întinși pe ață, la 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 la. Mirosul de pâine coaptă, mirosul de pâine coaptă, nu îl voi uita vreodată, la 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 la. Mirosul de pâine coaptă, mirosul de pâine coaptă, nu îl voi uita vreodată, la 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 la. Nici la damare din tindă, nici la damare din tindă, măicuța stă la oglindă, la 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 la. Nici la damare din tindă, nici la damare din tindă, măicuța stă la oglindă, la 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 la. Dorme satule de tine, dorme satule de tine, plânge sufletul în mine, la 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 la. Dorme satule de tine, dorme satule de tine, plânge sufletul în mine, la 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 la. Să colind pădurile, să colind pădurile, și toate poienile, mă, la 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 la. S-adun nuci și să mânc poame, s-adun nuci și să mânc poame, unde s-anii ăia, Doamne, la 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 la. Pastramă Ciobănească doar a luat-o Marius de pe grătar, de pe jar, să vedem, da, cum e. Se face simplu, se pune sare pe ea și se lasă până se face. Domnul Doru, asta este pastramă ciobănească, da, până-i lumea să se pomenească. Foarte bine zis, Marius Sugulescu. Da, și vă invit să luați de aici. Am tăiat eu. Haideți. E vis. Exact că trebuie de sărată. O, e perfectă.
După ore în șir de filmare, de gătit, da. Am reușit să punem pe masă produsele finale, să spunem așa. Un balmoș pe care îl rog pe Alina să pună din... da, iată cum arată. Și trebuie lăsat un pic să se răcească, pentru că altfel e foarte fierbinte. Da. Iată cum arată. Da. Un tocan de oaie din care am gustat și este fraged cu nu vă închipuiți și bun. Doamna Florii, avem pe masă și o brânză de oaie care merge cu tot și un caș de vită. Pitucile astea care încă sunt calde și o pâine acolo, un vin de munte mai așa, mai aspru, da? Ce ne mai dorim? Decât poftă mare, sănătate. Și monsturiști. Și monsturiști. Marius, te rugăm pentru final, așa. Ciobănește. Ciobănește. Hai, de când m-am făcut, doi-da-da, de când m-am făcut, tot cioban m-am cunoscut, măi, doi-da-da, și cu oile am crescut, dur-dum-dum, ca așa m-am dedat de mic, doi-da-da, cu mioare pe colnic și din fluiere să zic dur-dum-dum. Hai, așa joacă ciobanul, doi-da-da, așa joacă ciobanul, să s-așeze balmoșul, măi, doi-da-da, să s-așeze balmoșul, dur-dum-dum. Așeza-l-am până la cină, doi-da-da, așeza-l-am până la cină, de mi-o fi ploscuța plină, dur-dum-dum. Doamne ajută!